Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a găzduit astăzi evenimentul denumit Tradiții și Obiceiul de Ignat din Comuna Mea, organizat de Asociația Comunelor cu sprijinul Consiliului Județean Argeș. Au fost sacrificați circa 20 de porci și s-au preparat mâncăruri tradiționale de Crăciun. Ne bucurăm să fim astăzi iarăși prezenți într-un număr mare la Muzeul Golești, o gazdă potrivită pentru astfel de evenimente. Când spun număr mare, mă refer atât la numărul celor care au ales să participe și să doneze astăzi cantități importante de carne de porc, pe de o parte, dar pe de o altă parte mă refer și la numărul mare de participanți, atât din mediul public cât și din mediul privat. E o bucurie să constați că lumea, iată, încă vine în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă. Lumea încă iubește tradițiile, pentru că asta este unul dintre obiectivele activității noastre de astăzi, pe de o parte, dar să nu uităm nici latura umanitară, și anume faptul că toată carnea rezultată din activitatea de astăzi va fi donată către centre de bătrâni, centre de copii sau pentru persoane defavorizate. Printre cei care au participat la tăierea porcilor și pregătirea mâncărurilor s-au aflat și primari ai localităților mușelene. Așa cum am hotărât, participăm și noi la acest mare eveniment și alături de pomana porcului, de carne la grătar, am pregătit și niște varză cu carne, proaspăt gătit acum și foarte bună, care vine foarte bine alături de celelalte mâncăruri tradiționale. Nu putem renunța niciodată la obiceiurile noastre tradiționale, ca să ne pierdem identitatea și vom dispărea ca neam. Anul acesta am venit cu mare plăcere și am o deosebită plăcere ca aceste produse, carnea care va rezulta, să ajungă pe masa la celor despăstuiți de soartă. Și vreau ca această tradiție să perpetueze, să fie an de an, să se piardă tradiția la român. Să știe că la român, de Crăciun, să taie porcul, să bea suică fiartă. Și primar, și gospodar, și lăreștean, și mușcelean, și sunt îmbrăcat în cortul tradițional mușcelean. Dacă vrei, sunt haiducul mușcelului. Pentru noi contează în egală măsură și tradiția și partea umanitară. Îmbinăm tradiția cu partea aceasta de donație. Primele amintiri cu tăiatul porcului sunt în ajunul când tăiam porcul, îmi puneam bocan și tot pregăteam când ne îmbrăcam. Tata mare te trezea la ora 4 dimineața, când înainte să făcea porcul pe lemne, pe ălea, și la ora 4 să tăia porcul. Și mă uitam să văd cum îl înjunge. Și am tăiat și eu porci la viața mea, am tăiat de toate. Lemne nu prea tăi, că mi-e milă. Ignatul la Golești a ajuns deja la 8-a ediție.